Primul transport de cărbune din Africa de Sud pentru Chet Holbouck a ajuns săptămâna trecută la Iași, iar cea de-a doua navă din primul transport este în Marea Mediterană și se îndreaptă către portul Constanța. Primarul Mihai Chirica spune că instalația de la Holbouck este amorsată, însă activitatea va fi pornită doar în momentul în care media termică a 5 zile consecutive se va situa sub 0 grade Celsius. Pornirea Chetului 2 se va face odată cu scăderea temperaturilor, ca să avem o sarcină termică suficient de mare pentru a nu risipi energia termică produsă de aceste cazane. Nu este ușor de ținut sub presiune instalația de acolo. Odată pornită va trebui să o folosim pe toată perioada iernii, indiferent cum vor mai fi fluctuațiile de temperatură, și de aceea am amânat pornirea Cetului 2 pe cărbune. Funcționăm Cetul 1 pe gaze naturale, inclusiv cu motorul termic care produce energie electrică în momentul de față, și nu sunt probleme în exploatare. Primăria a cumpărat 140.000 de tone de cărbune pentru încălzirea orașului în iarna viitoare, iar cărbunele este livrat de compania Vitol S.A. Geneva la un preț de 481 de dolari pe tonă. Prețul este triplu comparativ cu banii plătiți pentru cărbune iarna trecută, adică 165 de dolari pe tonă. Însă achiziția confirmă faptul că ieșenii rămași branșați la sistemul de încălzire centralizat nu vor tremura de frig.